Peste 90 de entități de învățământ din județul Bacău nu dispun de condiții proprii pentru începerea cursurilor. Cu doar 5 zile înainte de deschiderea noului an școlar, 91 de unități școlare nu dețin autorizație sanitară de funcționare. Situația este cu atât mai gravă cu cât cauzele neautorizării sanitare nu pot fi înlăturate pe termen scurt și costă foarte mulți bani. Este vorba despre necesitatea reabilitării exterioare și interioare, lipsa apei potabile cu baj necorespunzător de aer per elev, lipsa canalizării, deficiențe legate de spațiile improprii în care învață elevii, dar și grupurile sanitare improprii situate în curtea școlii sau număr de cabine, grup sanitar neadecvat numărului de elevi și altele. 91 de unități nu au încă aviz. Cauzele sunt variate. Instalații sanitare fără apă curentă, cu baj necorespunzător de aer per elev, canalizare nemulțumitoare, sistem de încălzire neadecvat, uneori grupuri sanitare neadecvate pentru numărul de elevi sau de preșcolari. În municipiul Bacău, o problemă se înregistrează la Colegiul Economic Ion Ghica, unde lipsa spațiului nu permite autorizarea sanitară din cauza cubajului necorespunzător de aer per elev. Printre școlile și grădinițele din județ care își așteaptă elevii fără autorizație sanitară de funcționare, se numără și grădinița numărul 1, sat Vatnic, comuna Parincea, școala gimnazială și grădinița din Prăjești, școala primară Spria și grădinița Călini, comuna Colonești, școala gimnazială Călugăreni și grădinița Dămienești, școala gimnazială și grădinița din satul Mlosu, comuna Lipova și multe altele. Avizul sanitar de funcționare este în curs de obținere pentru alte 32 de școli, grădinițe sau structuri din cadrul acestora, pentru care s-a depus documentația pentru funcționare, avizul sanitar urmând să fie eliberat. Există și 3 unități de învățământ pentru care avizul de funcționare s-a retras. În județul Bacău, din cele 829 de entități educaționale, 137 sunt la acest moment neautorizate sanitar.